Bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire. În această seară încercăm să continuăm această inițiativă pe care am avut-o de a vedea parlamentarii de Arad într-o discuție referitoare la activitatea parlamentară din anul care recent s-a încheiat și a înțelege care sunt previzionările până la finele mandatului de parlamentar și de ce nu opinii față de uh, alegerile din acest uh, an și proiecte politice pentru fiecare. În această seară, deputatul USR, uh, medicul Adrian Vineri, este alături de noi. Bună seara, mulțumesc Bună că ați venit. seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul Vineri, haideți să începem, așa cum spuneam, cu activitatea dumneavoastră parlamentară, pentru că E așa o cutumă în Parlamentul României cum că oamenii nu prea au acces. Poate cei care caută țintit pe profilele de social media ale dumneavoastră și ale colegilor dumneavoastră din Parlament. Dacă ar fi să, să ne vorbiți câteva minute despre trei proiecte importante care ar defini 2023-ul din punctul de vedere al deputatului Adrian Viner care ar fi acestea? Da, în primul rând, unul dintre proiectele care au devenit lege și au apărut în monitorul oficial și teoretic ar fi trebuit să producă efecte de la 1 ianuarie 2024. Din păcate, normele de aplicare și Ministerul Sănătății este, ca de obicei, foarte lent, și, a, și, a, și anume vorbesc de proiectul de gestionare a poluării farmaceutice, a deșeurilor medicamentoase care provin de la populație și care, până la uh, adoptarea legii pe care am inițiat-o, practic erau tratate ca și deșeuri menajere. Ajungeau în gunoi, în apă, în sol, sunt molecule de sinteză care au efecte în lanț, uh, efecte, efecte biologice asupra ecosistemului și sănătății umane. Legea pe care am inițiat-o și repet, care a fost votată deja, uh, presupune înființarea unor centre de colectare în curțile spitalelor, evident, Accesibile din stradă, astfel încât populația să poată să ducă acolo deșeurile medicamentoase, care de acolo sunt preluate și neutralizate, și mă rog, nu mai ajung la groapa de gunoi sau în canalizări sau în apa menajeră. Ăsta este unul dintre proiectele adoptate. Uh, cel de-al doilea despre care... Sunt multe, dar cel de-al doilea despre care... În ordinea importanței, rup. vreau eu să spun, da. da. În ordinea importanței, am avut mai multe da. inițiative, de exemplu, în zona de transfuzie uh -huh. din România. Uh, România, după cum știm, are probleme serioase în a uh, genera necesarul de sânge pentru pacienți. În permanentă sunt... Uh, trece printr-o criză de sânge permanentă cu perioade intermitente în care cere, scade cererea, practic. Și de aceea, sigur, sunt mai multe soluții pe care noi le-am văzut, pe lângă faptul că am prins în PNRR digitalizarea de la venă la vena sistemului și investiții semnificative în această zonă. Și aici, subsumat la zona transfuzională, aș vrea să mă refer la trei proiecte. Unul, donarea de la 17 ani, Astăzi în România se face de la 18 ani, nu există niciun uh, element biologic care să împiedice tinerii de 17 și 18 ani, sigur sunt criterii de eligibilitate, criterii pentru în urma cărora medicale care care uh, te pot opri de la a uh, dona, ele sunt și acum în lege. Evident uh, pot fi puțin adaptate și trebuie să fie puțin adaptate pentru 17-18 ani. Dau exemplu Statelor Unite unde se donează de la 16 ani hmm. și în care practic 10% dintre numărul de donatori sunt între 16 și 18 ani dar 30% din sângele donat provine de la ei. Deci acolo e un rezervor uriaș de altruism, de implicare de, de sentiment civic pe care în România practic îl, îl blocăm prin niște niște legi și ordine mecanism, de mecanism, care, da, mecanisme da. care, mă rog, evident că, într-un fel sau altul, trebuie să le adaptăm și noi. Tot în zona de transfuzie este un proiect de lege pe care l-am inițiat și care deja are raport de aprobare din comisiile și din Senat și din Camera de Deputaților. Urmează votul final, care sper să fie doar o formalitate în Camera de Deputaților, și anume, două sâmbete pe an deschise centrele de transfuzii din uh, România, din această țară, astfel încât, cumva, să oferim și celor care lucrează, care au un program încărcat, să oferim această posibilitatea posibilitate. de a accesa uh, centre de transfuzii. E absurd ele să fie suprapuse complet peste perioada în care oamenii Corect. Uh, uh, lucrează. Uh, și cel de-al treilea proiect pentru care luptăm uh, cu dinții, cu, cu o majoritate practic uh, inertă și nepăsătoare, este un proiect uh, Referitor la cel mai important factor de risc la adresa sănătății publice, și anume tutunul, România, din păcate, se află într-un contracurent dacă comparăm cu alte țări din Uniunea Europeană și din lumea civilizată, și anume, crește numărul celor care fumează, adolescenților care fumează, mă refer la copii care fumează fumatul aici, clasic, vorbim de fumatul clasic de sau fumatul clasic căw. și fumatul de tutun încălzit și tu Asta, toate da. formele de uh, inducere a dependenței da. vedem concentrate și reclamele și în marile orașe și în online și practic în orice benzinărie în orice supermarket dacă intrăm, dar în fluxul comercial comun avem, uh, avem reclame expuneri ale ale produselor din tutun, care sunt Tentați. până la urmă reclame. Da. Și este o dramă pentru că intenția, da, industriei este să avem cât mai mulți oameni dependenți de nicotină. Nicotina este un, un, un produs care dă dependență înaltă și puternică de-a lungul vieții. Evident, obiectivul industriei este să facă cât mai mulți nefumători să devină dependenți de nicotină, să aibă clienți pentru întreaga viață. Să ai publicitate la tutun în secolul 21 cum este în România, atât de agresivă și atât de extinsă, este practic o crimă pentru, pentru generațiile care vin. Cum spun, trendul pe segmentul 15-18 este, este în creștere, ceea ce practic va genera o povară de, de boală mai mare în țara în care avem cea mai mare mortalitate evitabilă și prevenibilă din Uniunea Europeană, tocmai din cauza faptului că... Factorii de risc nu sunt în niciun fel integrați în niște politici publice care să uh, genereze cumva 40% din povara de boală din România, de fapt, derivă din factori de risc care, într-un fel sau altul, nu sunt adresați deloc uh, și care pot face obiectul unor politici publice, iată una dintre ele. Cealaltă, tot subsumată consumului de nicotină, practic, și adresată tot protejării copilului. Este această practică care se folosește în mai toate țările din Uniunea Europeană, practic vânzarea de tutun condiționată de certificarea vârstei prin prezentarea boletinului. 18 ani, dar sunt 18 state, ani. Sunt state unde sunt 24 de ani. S și sunt state, mă rog, nu știu dacă e bine să mergem în zona asta. Sunt state în care, de exemplu, pentru, pentru generația cale de, de, de dinainte de, de. da, da, Pentru generația de dinainte de. de sau de după 2000 nu se mai vinde uh, deloc. Evident, toată formalitatea asta este certificată cu buletinul. Uh, este absolut firesc să nu vinzi tutun și alcool copilului, de altfel este în legislația din România astăzi. Cu toate astea, 100.000 de, de copii cumpără zilnic țigări în România. Extra, uh, cu toate că este interzisă de lege și atunci sigur că un instrument în mâna comerciantului și evident în mâna poliției locale sau cei care ar trebui să supravegheze această zonă, da? Este și practic prezentarea buletinului atunci când cumperi tutun. Este trenată, este blocată de luni de zile, industria tutunului ca orice altă mare industrie practic are o influență foarte mare în Parlament, controlează de fapt prin președinții de comisii tranzitul acestor legi care și mă refer la cele șase legi de exemplu care le avem pentru păcănele, da? care este un altă, una, o altă invazie să zic asupra o altă agresiune asupra, asupra românilor și centru al este prin Am avut curiozitatea să număr sunt vreo 32 de astfel de, doar în centru, între teatru și catedrală, mă refer. Nu vorbesc de altă zonă. Sigur, avem și inițiativa de a pune mâna primăriile, astăzi nu. Primăria nu poate să nu autorizeze instalarea unei, unei firme care uh, desfășoară astfel de activitate și-au creat aceste mecanisme legale de a ieși de sub uh, mâna, până la urmă, a comunității uh -huh. da? care poate să influențeze uh, politicile publice ale, ale unei primării. Uh, așadar, cam despre aceste proiecte am vrut să vorbesc. Sigur, Acum, este și... Dacă ați ajuns la uh, povestea asta cu fumatul, cu care eu sunt de foarte de acord... M-aș duce un pic mai departe și v-aș întreba, nu dacă ați făcut dumneavoastră ceva în mod special, dar dacă în Parlament se pune accent pe consumul de droguri la elevi, în principal la elevi. La nivel de. Că discu. Că da. Școlile și din Arad și nu numai au astfel de tentații și nu puține. Da, este, este, este o dramă ceea ce se întâmplă. La nivelul, la nivelul discursului politic, da, există aparent această uh, preocupare. La nivelul, repet din nou, a politicilor publice care ar trebui să, uh, să protejeze, practic, populația tânără, mai ales de uh, consumul de droguri, nu se face mare lucru. Uh, noi am prins în PNRR de exemplu, atunci când l-am făcut, digitalizarea vămii și instalarea scanerelor uh, electronice. Ați văzut, probabil, acel reportaj care a luat România prin surprindere pe unii dintre români, cu acel polițist care se plimba cu un pachet cu praf alb prin portul Constanța nefiind întrebat de absolut nimeni ce e cu acel pachet sau unde se îndreaptă no. cu el. am uh, văzut tuturor, practic. Este evident faptul că importul de, de droguri în România nu e. Și e o formă de complicitate instituțională, adică știind ceea ce se întâmplă, știind eforturile pe care cu toții le-am făcut în decursul timpului pentru a convinge partenerii europeni că merităm să fim în Schengen, dar cunoscând toate aceste lucruri, practic există două scanere care funcționează în România și acelea câte opt ore pe zi. Asta referitor la securizarea granițelor referitor la practic această invazie practic mm -hmm. și posibilitate, acces al tuturor la droguri, acest lucru nu se poate face fără complicitate instituțională. Și aici mă refer la poliție, mă refer la agenția antidrog care are un buget formal, minuscul, tipăresc trei pliante și merg prin școli. Atât face. Pentru că am făcut și noi interpelări și am văzut, domne instituțiile care au rol în acest lucru, ce fac practic sau dacă au niște dificultăți în a, în a funcționa, să ne spună să vedem la legea bugetului, să creăm mecanismele, să, să, să reușim să ajutăm. Vă aduceți aminte probabil de acel șef la Agenția Națională Antidrog care scăpându-se într-un interviu, dacă aș spune adevărul m-ar da ăștia afară, da, e, a rămas celebru citatul, oricum l-au dat afară după, după această scăpare, dar nu, e, asta spun, există o complicitate instituțională ă, practic care... Complicitate prin nepăsare sau complicitate, nu, nu, că chiar sunt mai nu. multe tipuri de complicități, că de exemplu sunt administratori de școli pe care nu-i interesează, sunt poliții locale care chiar nu sunt interesați. Chiar protecție. A, chiar protecție, protecție pentru, contra unor avantaje, pentru, bănuiesc. Evident. Nu există decât o tranzacționare la acest nivel. Adică, asta este cea mai mare, cea mai mare, cel mai mare pericol, practic, ca Și cel mai mare rău pe, pe care îl faci da, generațiilor viitoare. Da. Instituțiile care practic ar Dar trebui să. Cum se poate să... rezolva problema asta? Păi, prin recredibilizarea acelor instituții, prin numirea unor, depolitizarea lor și numirea unor oameni care au cu adevărat pasiune în a gestiona uh, dreptatea, în a gestiona practic instrumentul legal de apărare a, a propriului popor să o facă cu conștiință și acești oameni sigur nu ajung în vizorul decidentului politic. În general, numirile politice sunt făcute pe filiere de loialitate sau de, de mă rog, în regimentare într-un fel sau altul politică și aici, mă rog, pot să fac trimitere la cei care au fost numiți și la, și la parchete. Vă aduceți aminte de mușamalizarea practic a dosarelor de plagiat, ce ale lui Bode, și ale lui Ciucă, care au dacă vorbim de poliție și de parchete, au fost uh, șefii direcți ai acelor uh, oameni de clasare, a tuturor dosarelor de blocare, a dosarului lui Ciucă. Adică există uh, lucruri care funcționează la, uh, la comandă în România și atunci, sigur, aceste lucruri, dacă funcționează la acest nivel, de ce n-ar fi transpuse și la nivelul mic al șefului de post, al uh, știu eu, șefului poliției sau nu neapărat a șefului, dar a angajaților din aceste structuri care ar putea să pactizeze într-un fel sau altul. E plin și Facebook-ul de fotografii de polițiști la anunțile interlopurilor sau la botezuri sau la evenimente alături de, de interlopi. Și dacă am schimbat codul penal și am spune că 30 de ani de pușcărie, de acolo începe pedeapsa pentru cei care... Se ocupă cu comercializarea de droguri și 25 de ani pentru complici ar fi o variantă? Uh, nu cred și vă spun de ce, pentru că există, cum spun, în general, soluțiile trebuie să derive din bune practici sau din analiza implementării acestor acestor soluții. Există țări care au pedeapsa capitală, de exemplu, pentru traficul de droguri, ceea ce n-a oprit traficul de droguri. Creșterea progresivă a sancțiunii a sancțiunilor nu face într-o țară practic lipsită de, 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 de instituții puternice nu face decât să crească gradul de complicitate al acelor lucruri care există. Îl prezumăm nu poate, nu poate să existe la această magnitudine fără complicități, repet. Și atunci eu nu cred că în afara discursului politic creșterea Creșterea pedepselor va, va sana fenomenul. De altfel, recent a trecut prin Parlament o astfel de inițiativă de creștere a pedepselor pentru, pentru traficanți. Nu cred că consumatorul este o victimă acolo, nu cred că ar trebui să intre la același pachet, trebuie făcută distinție între. Dealer, între traficantul zice, de moarte, comerciantul de droguri da, și, și victima care este. autoritatea care îi, îi, îi oferă protecție. Am, am văzut nivelul, de exemplu, cum să spun, al acestei corupții întinse și generalizate, da, în vămi recent, da, acei polițiști care au fost practic ridicați, Poliția Vamală, în, în integrum, practic, între, întreg, practic, întreg establishmentul de acolo și s-au întors, mă rog, peste vreo două luni după expirarea primului termen de control judiciar, tot, tot acolo, lucrurile probabil se vor mușamaliza într-un fel sau altul pentru că milioane de euro transitau practic prin corupție aparatul acela. Prin, prin mita pe care se, 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 luau, se, se ia în vamă. În general, ca observație, în măsura în care o societate sărăcește, nivelul corupției crește automat. Asta Just. ca fenomen mm -hmm. social. Mm -hmm. Și de aceea, scăzând puterea de cumpărare a românilor, practic simțind această scufundare progresivă în, în în, în neputință economică, asistăm automat și la creșterea nivelului de, de corupție. Este practic inevitabil, și nu știu dacă soluția, repet, este creșterea, creșterea pedepselor, dacă asta descurajează sau nu. Teoretic, ar trebui să o facă, practic, constatăm din multe alte țări că nu se întâmplă acest lucru. De altfel, Predoiu a spus la un moment dat: Dacă războiul e pierdut. Da, cu, cu, aminte, da. cu drogurile da. adică a spus că nu, nu are soluții asta spui când războiul e pierdut în momentul în spui că războiul e pierdut ți-ai ți luat geanta și ai plecat adică da, nu am soluții pentru, pentru chestia asta o resursă foarte foarte importantă este totuși prevenția, educația copilului în școli prezența, practica exemplelor care ar, care ar putea să fie traiectoria acelui copil în măsura în care intră în această zonă. Dar vedeți că uh, școlile de elită au cele da. mai multe probleme de genul ăsta. Tocmai pentru că nu avem această educație pentru sănătate în școli care ar sensibiliza, cred eu într-un fel sau altul, percepția conștientizarea. asupra... Conștientizarea. Da, conștientizarea Sunt asupra... care efectiv distrug organismul. Acum dumneavoastră da, sunteți medici. cu siguranță. Știți mai bine decât mine ce... Uh, Dezastru poate face un drog în organismul unui adolescent. Prăjește creierul, îți aplatizează toate instinctele prin care practic te-ai putea, te -ai putea uh, apăra pe tine și din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere al pericolelor sociale. Dar tragedia de la 2 mai este, nici nu vreau să mă gândesc, acolo o, o persoană uh, practic drogată a ucis uh, doi tineri. Este evident că se ajunge și la, uh, și la așa ceva. Haideți să trecem și la chestiuni de ordin politic. Înainte de, înainte de asta, să vă întreb care sunt proiectele pentru 2024 ale deputatului Adrian Viner. Proiecte care, mă rog, se duc până în momentul alegerilor, nu știu. Da. Teoretic ar trebui să fie luna noiembrie, se spune că e noiembrie, nu putem să băgăm în afocă, vedeți că lucrurile sunt destul de mișcătoare. Da, o să vorbesc tot așa doar de trei dintre uh -huh. proiecte. Sunt da. multe pentru că ele derivă practic din neajunsurile sistemului. Pe de-o parte avem o lege foarte importantă care o să o prezentăm. Am văzut proiectă. că v-ați calat pe medicină, pe uh, profesia dumneavoastră în general. Am, de exemplu, și o lege referitoare la diminuarea numărului de membri în Consiliul de Administrație care nu face uh -huh. parte din. Uh, din, din zona de sănătate. Palete da, de sănătate, dar, da. Dar, mă rog, hai să vorbim despre asta. E nevoie de o reformă majoră de sistem în ceea ce privește monopolul casei sau felul în care, practic, avem, creăm o piață a serviciilor de sănătate. Concurențial ar trebui să fie, în principiu. Și nu o avem, pentru că există acest monopol al casei, această formă, practic, care depinde de pixul unor case județene de asigurări care finanțează până la urmă, iată, tot insuficient, uh, oferta de servicii de sănătate. Noi am uh, gândit un, un proiect major, practic, alături de colegii mei, Claudiu Năsui și uh, Cristina Prună, un, un proiect uh, inspirat și din practicile altor țări, prin care să spargem acest monopol al casei, să creăm mai multe case de uh, asigurări de sănătate care în principiu aceste asiguratori să, să genereze din partea din partea celor care oferă servicii de sănătate o formă concurențială, o piață concurențială. După modelul pilonului 2 la pensii, da, o parte din contribuția pe care toți o dăm astăzi acolo să fie practic administrată de alte entități decât Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Alt, alte case de asigurări de sănătate, care să genereze pachete diferite în funcție de uh, posibilitățile pe care le, ei le gândesc, de viziunile pe care ei le au pentru anumite categorii de vârstă. Diversificarea ofertelor, uh, cu siguranță crearea concurenței pe piață, cu siguranță ar crește calitatea tuturor într-o într astfel de piață, este, asta este mă rog, avantajul concurenței, calitatea întotdeauna crește, pentru că altfel dispari ca și generator. Avem acest lucru și în piața asigurărilor uh, uh, RCA, dar există mai multe astfel de piețe care ar trebui treb foarte bine supravegheate ca să ne ajungem la, la situație. Avem, uh, avem exemplu, cum am spus, al pilonului 2 de pensii, care generează randamente semnificative, sigur, pachetul de bază și programele naționale, adică bolile grave și urgențele medicale rămân atributul casei naționale de asigurări de sănătate și accesibile tuturor. Nu se pune problema să umblăm acolo. E vorba de celelalte tipuri de servicii care, într-o primă etapă, pot fi scoase într-o viață con da. Concurenții? Da. Nu! Furnizorii pot să rămână spitalele de stat. Nu, nu privatizăm sănătatea. Privatizăm parțial, managementul uh, managementul uh, resurselor practic a banilor pe, cu care cu toții uh, contribuim. Există de altfel exemple de succes în domeniul dializei, de exemplu care într-un fel sau altul este aproape în totalitate privatizată, dar noi nu vorbim de privatizarea uh, sistemului de sănătate, ci de un alt fel de management al resurselor, mult mai eficient, concurențial, care noi credem că uh, va duce la creșterea calității. Uh, pe de altă parte, uh, există un uh, proiect în ceea ce privește digitalizarea sistemului de sănătate, și anume crearea unor platforme uh, online prin uh -huh. care, de la rețete medicale la concedii medicale, la orice document medical, să poată să Uh, transiteze între uh, furnizorii de servicii medicale, farmacii, de servicii farmaceutice, să scăpăm odată de hârtii, de pixuri, de bife, de Ștampilă. birocratizarea, ștampi, de parafe, de ștampile. De, de, de parafe e o poveste de ani de zile. De birocratizarea e sistemului. E nevoie sau nu e nevoie? Unele farmacii cer rețeta cu parafe, altele, altele nu. Alte nu. Da. Așa este. Și este și un sistem care poate fi mult, mult mai ușor supravegheat și, și gestionat. Da? Funcționalizarea dosarului electronic al pacientului, pentru că multe dintre investigații, pacientul pierde hârtia, nu există stocat. Pe nici initial, ei, așa a vorbit despre așa. cardul de e, sănătate. Nu, că... nu e funcțional, o știm asta. Uh, lucrurile trebuie dinamizate, noi am prins bani 100 de milioane de euro pentru digitalizarea practic a uh, întregului sistem uh, pe lângă banii pentru claudul guvernamental pentru digitalizarea și interconectarea în general a instituțiilor uh -huh. foarte foarte greu se mișcă aceste, aceste lucruri, acești pași uh, sunt făcuți foarte greu, capacitatea administrativă a statului român ăsta obez dar foarte politizat este uh, incredibil de, de lentă o vedem la, nu vorbim de arat cu gestionarea investițiilor și întârzierile majore la aproape toate proiectele, vorbim la nivelul țării. Acum se întâmplă același lucru. Cam astea sunt proiectele majore care acum cumva sunt, sunt în puse linie pe dreaptă. Tata, linie dreapta. Și mai avem încă unul care este pregătit, există forme de asistență medicală pentru cei care sunt în sistem, știu așa numitele, monitoare. Adică niște tipuri de investigații pentru anumite categorii de pacienți, în general boli cronice, boli grave, care cumva uh, au o traiectorie preferențială. Pacienții cu cancer, cu boli cronice de rinichi, au o traiectorie preferențială în sensul că exced plafonările pe care casa le are pentru laboratoare sau pentru CT sau RMN și uh, comprimă timpii de așteptare. Adică faci mai repede investigații nemai spunându ți se că, mă rog, nu mai sunt fonduri pentru anumite categorii. E în paleta asta de categorii de pacienți, vrem să introducem și gravida, care practic este o problemă majoră în România. Aproape jumătate din uh, nașterile care se întâmplă în România se întâmplă la femei care nu au fost văzute niciodată de uh, obstetrician. Primul consult Serios? obstetrician de de obstetrică Uneori este în momentul nașterii. Este o dramă care duce și la creșterea mortalității infantile, de altfel cea mai mare din Uniunea Europeană, în România. Și la, la lucruri pe care nu ni le putem da. imagina în secolul 21. e Se cauză lipsa de cultură? Sunt, sunt populații vulnerabile. Sunt populații care încă cumva percep starea de graviditate ca, ca, ca o povară, ca o... Ca o rușine chiar în unele societăți sau în anumite segmente de vârstă. Un lucru care nu poți să-l faci neapărat public, sunt diverse cauze, sărăcia, incapacitatea efectivă de a te deplasa la un medic, la un consult din zona rurală, în populații vulnerabile. Și acest lucru, într-un fel sau altul, trebuie să-l accesibilizăm, uhum. pentru că vorbim de, de femei tinere, vorbim de, de copii și vorbim de, de zona asta care poate să nu genereze totuși emoție și să ne pese de această zonă. Și atunci și această categorie de paciente, investigațiile pentru, pentru starea de gravitate, pentru a te asigura că lucrurile sunt în regulă și în ceea ce privește mama și în ceea ce privește evoluția sarcinii, trebuie cumva trecute în zona asta de monitor, în zona în care să nu depindă de plafonări, în care să nu depindă de liste de așteptare care... Dacă te împinge pe o listă de așteptare și îți vine rândul înainte de a naște, la. Nu mai are analize, niciun, nu, nu nu mai are niciun sens. Cam astea sunt proiectele pregătite pe, pe țeavă, pe linie, și, mă rog, tot timpul generăm discuții în comisii. Unele dintre ele trec mai greu, altele mai ușor. Comasarea alegerilor. E un subiect al zilei, ca să spun așa. Da. Sau al zilelor, că nu se termină aici. Cum vede USR-ul această inițiativă de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale? Și apoi se discută și de cele prezidențiale, cel puțin turul 2, comasat cu alegerile parlamentare. Da, este o formă de inginerie socială, până la urmă, de niște oameni care stau în, în niște sedii de partid și cu creionul pe, la propriu, cu creionul pe niște hârtii, încearcă să-și optimizeze procentele pe care le obțin în urma alegerilor. Nu e vorba de de economisirea de bani sau de adică nu asta este obiect sau, mă rog, mobilul pentru care fac aceste lucruri, ci optimizarea procentului pe care îl vor lua la alegeri. În ceea ce privește europarlamentarele cu localele, evident rațiunea este următoarea cel puțin pentru PNL. Avem 1700 de primari, da? agenți electorali de altfel pentru partid și care trebuie să-i mobilizăm într-un fel sau altul și pentru europarlamentare care sunt practic alegerile politice, cele care dau trendul pentru anul electoral. Și atunci este imperativ cumva să beneficiem de toată resursa umană politică, să fie motivată, angrenată și să împușcăm doi iepuri dintr-o dată, da, să obținem scorul maximal cât l-am putea obține la europarlamentare, să-l lipim de de locale unde, repet, avem 1700 de primari. Asta este rațiunea. PSD-ul are și el la rândul lui de câștigat. Este tot un partid de sistem, este tot un partid care funcționează electoral pe oameni din instituțiile publice și care pot fi mobilizați în momentul, în momentul uh, alegerilor. De aceea, de altfel, în paranteză, nici nu vor să facă reforma administrativă. Avem 70% din. 7% din primării care practic nu reușesc nici măcar salariile să și le plătească, salariile propriilor angajați să și le plătească, nu vorbesc de, de nimic altceva. În fine, ele sigur, și 50% practic din ele funcționează dependent de bugetul Consiliului Județean sau de bugetul, sau de, bugetul de stat. Este evident un imperativ și reforma administrativă nu se dorește a fi făcută. Avem de altfel a doua cea mai scumpă administrație publică din Europa, după Ungaria, 3% din PIB ne costă doar administrația publică. În România, nu, nu vorbim de asistență socială, nu, vorbim doar de administrația publică, a doua cea mai scumpă din Uniunea Europeană, pentru că ea este folosită, cum spun, ca și instrument electoral. Este o masă, mobilizabilă în momentul alegerilor. În aceeași rațiune este și această comasare. Este o ciuntire a democrației până la urmă, pentru că oamenii vor fi confuzi într-un fel sau altul, vor fi suprapuse mesaje legate de constructul european, de uh, viziunea asupra uh, convergenței statelor membre, de Europa cu două viteze, de Green Deal, de, mă rog, toate discuțiile care ar trebui să fie firești și legitime în preajma alegerilor europarlamentare, vor fi suprapuse peste stadioane, poduri, podețe și, mă rog, străzi sau reamenajări, reabilitări. Lucrurile vor fi cinci buletine de voti se va da omului în mână. Evident, nici pe departe nu este economia de care ei vorbesc, pentru că circumscripțiile sunt diferite și vor trebui să existe comisii electorale diferite pentru alegerile care se petrec în aceeași cameră. Comisiile electorale. Adică singura să fie economie diferite. este cum merge o singură dată la secția Acum, de votare, ca să spun așa. Mergând în dezbateri la televizate destul de mult, ultimul argument pe care l-am auzit de la PNL. Economia ar veni din faptul că. Vei face economie la motorină atunci când trebuie să transporti jandarmii și personalul de pază la secțiile de votare: că nu vor mai fi două zile în care va trebui să-i transporti acolo, ci doar o singură zi. Și motorina va costa mai puțin pentru transport. Mă rog, sigur, public da, vor, vor motiva prin, prin această rațiune a economiei. Nu e vorba de asta, repet, este vorba strict de calcule electorale pe care și le-au făcut astfel încât să-și optimizeze scorurile și acest lucru se face în detrimentul democrației. Și așa, în România, practic, instituțiile politice, clasa politică, are o credibilitate în scădere. Exista acest moment al anului electoral în care, practic, contactul firesc al ofertei politice cu, cu oamenii ar fi trebuit să fie uh, una care să câștige încrederea pe diverse spectre, pentru diverse partide, dar discuția, agora, uh, orizontală pe care o stabilești cu oamenii și ai această șansă să, să, să discuți legal uh, cu, cu oamenii în stradă, uh, este, este într-un fel sau altul comprimată. Nu avem nevoie noi atât de atât a votați acolo că oricum o să avem candidați comuni în anumite orașe. Oricum, pe următorii 10 ani vom fi tot. Nici nu contează foarte mult ce votați voi. Se simte acest, această atitudine fa ca față de saci de cartofi, da? În ceea ce privește voturile și, și opțiunile politice din partea Coaliției PSD-PNL. Este această atitudine și, repet, ea este făcută în niște în niște debarale de partid, și, practic, democrația este călcată în picioare. Contează mai puțin, de fapt, decât, mă rog, stabilitatea și retorica pe care o au ei. Am înțeles. O altă întrebare. Haideți să ne referim la Uniunea Salvați România, și aici văd în interior tot mai multe voci sonore care vorbesc despre nemulțumiri. La adresa actualei conduceri, mai precis la adresa președintelui Drulă, și vreau să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră aceste nemulțumiri și care ar fi rezolvarea situației. Da, până la urmă, ne mulțumim. singura diferență dintre noi și celelalte partide este că la noi sunt publice aceste nemulțumiri, nu există rețineri pentru că nu avem clientelă politică, oameni care să depindă de partid într-un fel sau altul pentru numiri uh, politice și atunci sigur nu au nicio reținere în a-și face publice opiniile, ceea ce este, este în regulă. Uh, există da, anumiți oameni în orice organizație, în orice palier al societății care sunt nemulțumiți sau consideră că lucrurile uh, nu, nu se fac așa cum trebuie. Uh, până la urmă, repet, este firesc să există o diversitate de opinii. În orice democrație există o diversitate de opinii. Până la urmă, drumul depinde de votul majorității sau de opțiunea majorității. Uh, unele voci sunt mai puternice, mai baritonale, da? altele, mă rog, sunt, nu sunt atât de puternice. Uh, președintele drulă se bucură de încrederea partidului. Este, este uh, practic liderul acestui uh, partid, poate pe alocuri face stângăcii, poate pot să îi se reproșeze anumite lucruri în ceea ce privește opiniile, dar în niciun caz nu, nu este un inamic al USR-ului. Este o persoană, de exemplu, în care eu am foarte multă încredere, îi apreciez inteligența, onestitatea, energia. Um, și, repet, USR-ul este un partid viu, dinamic, există opinii, există acest, această continuitate cu zona civică unde reflexul de a exprima opinia este absolut uh, firesc. Acest lucru este exploatat în general de partidele care sunt înregimentate, să zic, din acest punct de vedere și nu există, nu există uh, să se scape cineva care ar fi nemulțumit uh, decât pe alocuri. Nu vreau să intru în uh, detalii referitoare la PNL Arad, de exemplu, sau la PSD Arad în ceea ce privește nemulțumirile față de conducere, dar ele sunt doar șoptite, sunt doar pe la colțuri, sunt doar așa spuse cu jumătate de gură, pentru ca să nu pierdem cumva viitoare oportunități. Nu văd o problemă în acest lucru, ar fi practic trist să existe 100% practic opinii de, de susținere în interiorul unei organizații pentru o persoană, dar da? ne ne-ar duce cu mintea în alte vremuri sau în vremurile de acestea, dar mult mai spre est. Uh, și nu ne dorim acest lucru. E evident, trebuie să existe acest, acest ferment al discuției, acest ferment al, al uh, cântăririi opțiunilor. De altfel, recent am avut un comitet politic care, uh, cred că a fost 90% din 257 de voturi și vreo 7 voturi împotrivă, de exemplu, în ceea ce privește constituirea alianței sau a programului politic pentru europarlamentare, pe care Președintele Drulă le-a prezentat Comitetului Politic, unde sunt toți consilierii, toți primarii din țară, toți parlamentarii, toți cei care, practic, în toate partidele formează structura politică de decizie. La această întâlnire au fost membrii care n-au putut intra. Că nu, nu au fost membrii care n-au putut doamna intra. Doamna Lasconi, de exemplu, a avut o declarație europarlamentară. Dar ea a fost în sală. A fost în sală. Elena Lasconi, declarația pe care a avut-o, a făcut-o în sală, în plenul întâlnirii, bineînțeles. Este primarul nostru din Câmpul Lung. Vlad Gheorghe, din păcate, nu este membru al USR-ului, a fost suspendat din această calitate pentru că de doi ani jumate nu și-a plătit cotizația. De altfel, nici ca și activitatea, a avut o, o formă de activitate cumva paralelă cu, cu partidul, fără să mai existe niciun fel de consultare cu. cu mm -hmm. Uh, nu cu conduce, cu, nu, cu membri cu oricine da, da. din partid. Uh, și e, noi avem o platformă care nu suspendă uh, membrii, știu eu, din pixul cuiva, ci automat, după șase luni de neplată, a, se trimit mail-uri, se dă atenționare de așa, pentru că e minima formă de loialitate față de o organizație, față de o structură, uh, acea cotizație să, să fie plătită, pentru că noi nu avem acces la sponsorizări, donații în măsura în care au celelalte uh, partide. Ne susținem în mare parte din donațiile membrilor. Deci Vlad Gheorghe într-un fel, uh, adică mă rog, nu este membru al partidului, nu este uh, membru al comitetului politic și nici măcar al USR. Repet. Vă doriți recuperarea pentru București al lui Nicu Jordan? noi am anunțat că îl vom susține pe Nicu Practic, decizia la București se ia între Nicu Dan și Gabriela Firea. Nu există alte opțiuni. PNL-ul, retragerea sprijinului și, mă rog, împingerea lui Burduja în față este practic darea pe mână din nou a primăriei generale pe, pe, mâna Gabriele Firea. La asta se reduce până la urmă, oricum mai luau. și chiar și pornind de la sondaje, deci, ne mai vorbind, practic, de faptul că avem un singur tur și uh, opțiunile sunt uh, atunci, în 9 iunie, dacă vor fi comasate alegerile. Deci, opțiunea este între un primar care a făcut, de exemplu, în ceea ce privește reabilitarea magistralelor mai vechi de 50 de ani în București, de 8 ori mai mult decât a făcut Gabriela Firea. Vorbim de un primar care a uh, noit parcul auto al STB-ului cu sute de tramvaie, sute de autobuze, sute, căruia i-a fost tăiat 625 de milioane în an electoral din, din buget comparativ cu, cu anul trecut, da? în timp ce pentru toate, inclusiv pentru primăria Arad, bugetul a crescut în 2024, deci este practic sub asediu politic, un om care a scos din faliment Primăria Municipiului București era cu conturile blocate când Nicușor Dan a intrat la primărie. Era uh, în faliment. Companiile acelea care practic au drenat resursele bucureștenilor. De aceea nu a mai fost finanțare nici pentru, pentru nicio investiție. Uh, este un aparat de tip extractivist în care clientela de partid a Gabrielei Fir a drenat. A drenat resursele de acolo. De altfel un, om care, procese... un om care n-a reușit în patru ani de zile să aducă căldura și apa caldă în toate apartamentele din București. Nu? Uh, procesul acesta de uh, reabilitare a rețelei termice, repet, vechi în mare parte mai veche de 50 de ani, 100 de kilometri. De atât a putut să facă, în ritmul ăsta a putut să, să, să facă, pentru că nu poți să spargi toate bulevardele simultan din București. Nu poți să spargi toate străzile simultan din București. Nu poți să drenezi toți banii de investiție într-un singur obiectiv, acela de a înregistra, înlocui magistrale. Dai peste cap întregul oraș care trebuie totuși să funcționeze în timp ce tu repari magistrale. Adică, în sine. Logistic vorbind, acest proces trebuie să se întindă pe mai, mult, pe, pe mai mulți ani, că nu există altă posibilitate. Ritmul la care a început Nicușor și, și obiectivele pe care le are până în 2027 de a înlocui întreaga rețea de magistrale din București, întreaga rețea de magistrale din București, repet, este incomparabil analizat cu ceea ce s-a făcut în mandatele anterioare matematic, procentual vorbind. Adică evident lucrurile în București merg înspre bine. București are un rating în ceea ce privește bonitatea ca și împrumut mai mare decât al României cu Nicușor. Adică dobânzile la care s-ar putea împrumuta și credibilitatea în fața creditorilor pentru București este mai mare decât o are Ciolacu când împrumută România sau Boloș când împrumută România pe piețele financiare. Și acest lucru cred că factual, din punct de vedere obiectiv, este cel care ar trebui să ne dea de gândit în ceea ce privește. Va fi un regres uriaș să încapă din nou pe mâna clientele politice. Gândiți-vă că șeful ADP de la sectorul 1 de pe vremea lui Tudorache are un un, un prejudiciu înregistrat într-un într proces, la un singur sector vorbim, de 26 de milioane. 200 de milioane de euro, un miliard de lei este prejudiciu în procesele pe care le are uh, Tudorache. București a fost jefuit. Ani și ani de zile a fost efectiv jefuit. Nu putem să dăm din nou București pe mâna PSD-ului. Asta a anunțat PNL când a retras sprijinul lui, Nicuș -lui Nicușor. La Arad veți candida la primărie, v-ați hotărât uh, pentru alegerile locale uh, sau veți rămâne pentru Parlament? Personal sunt hotărât să candidez la primăria municipiului Arad. Arad Aradul cred că este, merge într-o direcție uh, greșită de mulți, mulți ani, de 20 de ani, practic. Uh, și sigur, vom avea alegeri interne, disponibilitatea mea există și eu sper să fie concretizată printr-o candidatură la primăria municipiului Arad. Așa, în câteva cuvinte, care ar fi, direct, după părerea dumneavoastră, direcția în care ar trebui să meargă Aradu? Păi, una a responsabilității față de banul public, față de cetățeni. Hai să o luăm, dacă vreți, în câteva linii. Da? Populația Aradului, de la recensământul de acum 10 ani, comparativ cu asta, a scăzut cu 13.000, față de 90, cu 50.000. Aradul este un oraș din care se pleacă din clasa fiului meu au mai rămas doi copii în Arad. Toți, toți ceilalți sunt în Timișoara, Cluj, București. Au plecat din Arad. Nu vor să se mai întoarcă în mare, mare, marea, lor majoritate. Este un oraș la care vinerea seara centrul este pustiu. Da? Un oraș la care practic abundă aceste semne ale atenție cade tencuiala. Un oraș în care Investițiile sunt. Cred că. Nu știu dacă este vreo investiție care să fie făcută în termen. Cred că toate sunt depășite, și ca termen, și ca buget. De la Bulevard, la Piața Catedralei, la Podul de peste Mureș, la Stadionul Taghiba Birta, vedem calitatea lucrărilor la teatru, adică lucrurile. Le văd ardenii cu ochii lor felul în care ele și cadența în care ele merg, complicitățile care se petrec, uh, care se petrec acolo, felul în care sunt construite bugetul, bugetul uh, Centrului Municipal de Cultură, care este pe mâna câtorva oameni, până la urmă ajung, care organizează majoritatea evenimentelor din, uh, din oraș. Dar uh, lucrurile cred că pentru majoritatea ardenilor sunt evidente în ceea ce privește faptul că Aradul nu mai este administrat ci este stăpânit într-o formă sau alta de un clan politic și acest lucru trebuie să, să, să se oprească. Haideți să uh, discutăm puțin despre avantajele pe care le are usr în această alianță cu PMP și Forța Dreptei. Uh, avantajul politic este... 2024 este un an critic. Este un an critic pentru România și în ceea ce privește drumul spre spre uh, Construcția Europei, felul în care uh, uh, voturile vor genera forțe politice care cred într-o Europa uh, puternică, într-o Europa care să, să genereze soluții pentru crizele multiple care ne asaltează. Este un an critic și pentru uh, politica internă din România. Da, Vedem un uh, bloc de sistem care se consolidează, practic, și care nu-i mai pasă de nimic. Recent, recent citeam de acea investigație făcută de Libertatea în care, care arătam 257 de milioane de lei din bani publici s-au scurs spre știri pozitive în media. S-a cumpărat democrație de 257 de milioane de lei dinspre PNL și PSD prin știri nemarcate ca publicitate electorală și de pe Sunt care pentru asta. este investigație publicată de, de cei din libertatea, în urma accesului la informații de interes public. Deci, ce se întâmplă? Bani au, partidele au niște fonduri publice pentru a funcționa, pentru, practic, a genera viață politică și democrație în România. Cea mai mare parte a acestor bani la PNL și PSD se duc către contracte cu niște firme care la rândul lor au contracte cu site-uri de știri. Doar Digi a luat un milion de euro pentru a genera știri pozitive nemarcate ca publicitate electorală. Adică de la partid, prin intermediul acestor intermediari, vin niște bucăți de hârtie care apar ulterior în integrum ca și știri pozitive. Da, furnizate românilor. Asta nu știu cât de, uh, cât de reală și ce ne obligă să... E investigație publică și nu, e obligă să aibă, dacă, dacă au contracte directe cu acele site-uri. Tocmai de aceea există intermediarii. Este o zonă gri lăsată în lege, tocmai pentru a se putea cumpăra bunăvoință și favorabilitate. E, în contextul în care, evident, democrația în România este în regres, este în reflux lucrurile acestea, cum spun, le vedem și putem analiza fiecare domeniu sectorial, de la gestionarea crizei din energie până la, practic, supradimensionarea, supradimensionarea aparatului de stat, felul în care sunt, sunt mii de oameni angajați la acel secretariat general al Guvernului, care întotdeauna mai are nevoie de încă câteva sute. De, de oameni, felul în care uh, uh, sunt, sunt gestionate bugetul țării. Da? Am văzut un an 2023 în care pentru prima dată în istoria acestei țări nu s-a făcut rectificare bugetară și necesarul de finanțare pe final de an a fost lăsat în pix unui singur om din fondul de rezervă aflat la dispoziția premierului. Acest lucru prin derogare de la lege, prin derogare de la Constituție, de la orice uh, uh, bună practică. Adică lucrurile au ajuns într-o zonă în care evident Trebuie făcut ceva. Noi credem că recuperarea întregilor forțe politice responsabile din România, care au mai rămas, da? zona din PNL, care n-a putut să meargă braț la braț cu PSD, după ce în 2020 le-a spus românilor că trebuie să voteze cu PNL pentru a scăpa de PSD. Ăsta a fost sloganul de campanie al PNL-ului. Pentru asta președintele în geacă roșie și-a străzi să convingă românii și ne spunea că PSD-ul este dușmanul României și că România nu se poate dezvolta cu PSD. Asta a fost mobil, a fost o trădare uriașă în 2020. Și ca ulterior să dea, practic, țara pe mâna PSD-ului, pentru că PNL-ul a devenit un, un breloc în această construcție. Sigur că este foarte, foarte important să facem tot ce ține de noi pentru a prezenta o alternativă credibilă la această construcție. Și din punctul ăsta de vedere, da, noi credem că există un avantaj în structurarea dreptei, adevăratei drepte, dreptei unite în jurul USR-ului și cu forța dreptei și cu PMP. Vă mulțumesc pentru participare și ținem aproape ca Oricând. să spun așa. Dragi prieteni, deputatul USR, Adrian Viner, fiți cu ochii pe noi, la revedere!